Băieți și fete, bine ați venit la cele mai creepy mesaje trimise vreodată din 2019 până în 2022. Băieți și fete, clipul de astăzi este unul super, super special. Efectiv, cred că este unul dintre cele mai speciale videoclipuri pe care le-am făcut până acum, deoarece veți vedea cele mai creepy conversații și cele mai creepy mesaje trimise din anul 2019 până în anul 2022. Mai exact, veți vedea o compilație cu mine cu videoclipuri mai vechi până și din 2019, boys, adică de acum aproximativ 3 ani, în care eu am reacționat la cele mai creepy conversații. Sunt șanse foarte mari să nu fi văzut niciodată videoclipurile astea, așa că vă recomand să vă uitați la clip pentru că este foarte, foarte interesant și pe lângă asta, un mic spoiler, așa, sunt și multe conversații în limba română. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și vă urez o vizionare plăcută. Deoarece avem o conversație creepy care se numește Fetița lui Tata. Este vorba despre o fetiță care cică nu se mai întoarce acasă, o poveste destul de înfricoșătoare și totodată destul de tristă până la urmă. Vreau să vă care se treabă, nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să începem să ne uităm la această poveste. Deci, vedeți, povestea începe cu Petru care îl întreabă pe Ionica ce face. El zice, ți-am spus să nu mai zici așa, îi zice Ionel. A, deci pe el îl cheamă Ionel, dar ăla îi zice Ionica și ăla îi zice, frățiorul, nu mai zi așa, știi ce zic? Lasă asta, cică, ai văzut-o pe fiică mea, îi zice Petru. Cică, nu, trebuia să o văd? M-am gândit că ai văzut-o. Ok, deci Petru cred că e tatăl fiicei. Nu a venit azi de la școală și sunt îngrijorat. Ok, guys, oare ce s-ar fi putut întâmpla? Hai să vedem. De ce, zice Ionel? Nu ziceai tu că stă la after school? Ia să vedem. Iar ai băut ceva înainte să te culci? Da, încă beau, cică. Nu știu ce să mă fac, sunt disperat. Vrei să mă ajut sau nu? Deci Petru ăsta, frățiorul, nu i-a venit fica de la școală. Omul este disperat. Ionel ăsta abia într-un an nu poate să-l ajute pe Petru din câte observă. Însă Doamne ajută să se rezolve totul cu bine. Hai să vedem în continuare. Ok, ok, spune, hai să vedem. Te ajut, dar sper să înțelegi că mă rămâi dator. Tu ești aproape de școala ei, încerc să o cauți în zona școlii. Eu mă duc să o caut prin oraș. Ok, așa facem. 15 minute mai târziu, deci s-a dus Petru, s-a dus și a căutat-o în oraș. Și Ionel a căutat-o pentru că stătea lângă școală, a căutat-o în zona școlii, hai să vedem. Ai plecat, întreabă Petru, nu încă. Abia am stabilit unde mergem, tu glumești, deci Ionel ăsta nu lași de rău pe Petru ăsta să mă arbesi. Am vorbit acum vreo jumătate de oră, mișcă-te mai repede, 5 minute mai târziu, ai plecat? Acum. Stai! Dă repede pe Pro, pentru că bănesc că pe Pro TV, știi că nu mă uit la știri. Pune repede pe Pro TV, n-auzi? Ok, 2 minute mai târziu. Ce vrea să însemne asta? Ai auzit, cică? Trebuie să anunțăm poliția. În niciun caz, bro, deci s-a întâmplat o chestie, a apărut la știri o chestie. Și văd că ăștia doi. Vor să facă ceva, dar stați să aflăm, să vedem dacă ne zice și ce a apărut la știri, despre ce este vorba, că nu prea înțelegem nimica. Nu au trecut încă 24 de ore. Nu vreau să risc, cică. Nu pot să stau cu gândul că un criminal e liber și fetița mea nu e încă acasă. Oh shit, guys! Deci la Pro TV a dat ceva probabil o știre cum că un criminal a evadat și este liber. Și fetița lui, pur și simplu, bro, acum e în libertate acolo și ea și e pierdută sau ceva de genul. Asta a vrut să anunțe poliția să zică că îi lipsește fica, însă Ionel ăsta zice că n-au trecut încă 24 de ore. Foarte mare prostie asta cu 24 de ore, bro. What the fuck, într-o oră ți se poate lua viața, bro. Nu trebuie să aștepți 24. Ok, cât ce mai stăm atunci? Hai să mergem să o căutăm. Mulțumesc. Aproximativ 15 minute mai târziu, scrie Ionel. Am căutat în jurul școlii, nu e aici. Intru în școală. Asta e școala, așa-i? Ok, deci vedem că e iarna acolo. Hai să vedem. Da, Ionel, da. Dumnezeule, e atât de înspăimântător aici. Hei, Ionel, doar nu ți-e frică de puțin întuneric, îi zice Petru. Până la urmă, brother, ești un bărbat, vreau cum să-ți fie frică. Eu sunt la pizzerie, cică. Ok. Nu știu pe unde să încep. Normal, dacă n-ai fost niciodată la școală. Bun asta, bun asta, chef de glume. Parcă o căutam pe fică ta, dar nu a fost o glumă. Vezi că ce e, îl văd pe paznic. M-a dus să vorbesc cu el, poate știe ceva, ok, du-te. Deci se duce acum Ionel și vorbește cu paznicul de la școală. Oare unde este fata, guys? Scrieți în comentarii chiar acum, dacă aveți vreo idee. Ionel, și că stai un pic, mamă. Ce paznic, Ionel? Oh my god, bro. Vezi că nu mai am niciun paznic pe timpul nopții. Oh my god, bro. Săracul Ionel, băieți, s-a dus. Ionel al nostru nu mai vine înapoi să moară, băieții. Ci că nu-i zici niciun paznic. Abia după și-a dat seama Petru. Oh my god, ia să ne răspunde Ionel. Fugi naibii de acolo, e ok, cică. Era decât un amărât. Cred că s-a dăpostit aici de frigul de afară. Eu nu o găsesc, nu a fost la pizzerie. Oh my god, guys, deci fata asta nu este de negăsit. Și e de negăsit și e noaptea, gen. Nu e nicăieri, cică. Nu știu ce să mă fac. Ce să mă mai fac, săracul de el, bro, what the fuck. Ai sunat la poliție, întreabă Ionel. Ai zis să nu sune.
Da, am vorbit cu pliță, mi-a spus să mai aștept un pic că poate apare. Ok, liniștește-te că o să fie bine. La ce oră trebuie să termine școala? La 16, de ce? Păi poate e ceva cu colegii, da, dar ar fi trebuit să mă sune. Poate ai uitat, nu te mai îngrijora atât. Cum să nu mă mai îngrijoresc? Bă, bradare, dacă ai uitat să te sune. Sună tu, băi, creier, să moară băieții. What the fuck, bro, dacă ai uitat să sune, gen, o sun tu, man, like, what the fuck is this, bro? Nu înțelegeți nimic de se întâmplă, ci că, cum să nu mă îngrijorez, e fetița mea. Da, adevărat, hai să dăm next. Ok, hai că mai caut prin școală, ok. 15 minute mai târziu, am căutat în toată școala, nu e nicăieri. Petru, nu e, ceva nu e în regulă, cică. Aud niște sunete ciudate, siren head, ia auzi sunetele, guys, auzi sunetele, toată lumea să fie cu căștile la urechi. Ok, deci stai, mai dăm o dată. Ok, deci parcă e cineva la subsol sau ceva, deci o să dă așa cu mare ecou, știi, ca și cum am dat niște țevi, așa aud eu, gen, ceva cu mare ecou, hai să vedem. Dumnezeu, ce se aude acolo? Nu știu, mi-e frică deja, nu te speria, poate doar vântul, așa tare în interiorul școlii, nu prea chede, după cum a zis. Eu sun iarăși la poliție, sunt foarte îngrijorat, cică. Ok, sună, eu ies din școală, e super sinistru aici, 10 minute mai târziu, Petru, cică, da, o văd. Am găsit-o. Stai amândoi, o vedem. Cum adică? Nu e posibil. What, bro? Au găsit amândoi cicălul în același timp? Am găsit-o, probabil că tu o confuzi. Ajutor, ajutor. Hai că da, stărim peste așteptare, băiețe. Ok, guys, am sărit peste așteptare. Vedeți că Ionel țipă după ajutor. Oh my god, guys, Ionel țipă după ajutor. Ajutor, 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 cică. Ce e Ionel? Ionel? Ok, de săracul Ionel s-a dus. Vai, Ionel, am confundat-o și eu pe fetiță. Dumnezeule, ce disperasă, numai pe fetița mea o văd. Vai, fetița lui tata, oare ce e cu ea? Ionel spune ceva, m-a zgâriat, cică. Dumnezeule, ce tare doare, cine te-a zgâriat? Mă urmărește. What, bro, zici că e posedată, amică, să moară băieții. Ia să vedem, cine te urmărește? Trebuie să mă ascund, ești ok? Ce naiba se întâmplă, Ionel, 5 minute mai târziu. Am fugit înapoi la școală, m-am ascuns în dulap. Ionel, vin și eu acolo, rămâi acolo, ok? Ionel, răspunde. 2 minute mai târziu. Da, tati, sunt bine, mamă, să moară băieții. L-au luat pe frățelul Ionel, săracu, a vrut și el să facă o faptă bună. S-a dus Ionel, mamă, ce-mi pare rău de băiatul ăsta, era așa de Caterin, că era așa de... Bă, era așa de vesel Ionel ăsta, mă, și l-au luat... Nu știu cine l-au luat, să moară băieții, hai că vedem aici, ia. Da, tati, sunt bine, cică, poftim. Ia să vedem. Ionel, ce-s cu glumele astea? Tati, sunt eu, Ali, Ionel e mort, îmi e frică, tati, vin acum la tine. Poliția a ajuns câteva ore mai târziu la școală. Au găsit corpul complet mutilat și lipsit de viața lui Ionel. Iar lângă el au găsit un bilet scris în sânge care conținea mesajul. Fiți atenți mesajul pe care îl conținea. Eu sunt Ali, am 12 ani, am fost ucis într-un accident acum 2 ore când am ieșit de la școală. Tatăl ei, Petru, a fost găsit 2 ore mai târziu în fața pizzeriei. Alături de el s-a găsit un alt bilet scris în sânge cu următorul mesaj. Tatăl meu nu mai este supărat. Acum e și el alături de mine. Mamă, bradăre. Ne-am dus. Ne-am dus toți. Suntem morți. Ne-am dus toți. Ok, băieți, hai acum să trecem la următoarea poveste creepy. Ce părere aveți de povestea? What the fuck, bro? Ok, acum este o poveste cu copii. Care zice Bogdan aici. Deci bunica îl strică pe Bogdan. Bogdane, Bogdan, ești acasă, cică? Răspunde. Da, bunii, sunt acasă. Sunt acasă, cică. Hai să vedem ce zice. Du-te și cuie toate ușile și chide toate geamurile. Mamă, bro, păi să primești un mesaj de ăsta ca o seară, să primești un mesaj de ăsta. Ce-s... Nu, bunica, să scrie părinții tăi. Bro, du-te și închide toate ușile, să moară băiții, că vine cineva să ne moare. Ai înțeles, cică? Bogdan, răspunde, Bogdan, de ce, bunii, s-a întâmplat ceva? Fă cum îți spun, cică. Bunii, s-a întâmplat ceva, dacă nu îmi spui, nu fac nimica. Promit că îți voi spune, dar tu-i fă ce ți-am zis. De ce mi-te mai târziu, Bogdan? Bogdan, ai făcut ce ți-am zis? Da, bunii. Da. Acum spune ce se întâmplă, îți voi spune. Ia să vedem. Tu știi că părinții tăi au murit într-un accident de mașină, cică. Dar nu a fost așa. Poftim? Au fost omorâți, Bogdan. Cum adică au fost omorâți? Dar ce s-a întâmplat? Cine ar fi vrut să-i omoare și de ce? Sora și fratele tău, Bogdan. El n-are nici soră, nici frate, bradere. Cum să... Nu fixea, care n-au nici soră, nici frate. Stai puțin, băieții, că mi-a ieșit aici. Opa, așa. Deci, n-are nici soră, nici frate. Cum să-i omoare, bro? Ce tot vorbești? Ba da, Bogdan, ai o soră și un frate, Gabriel și Gabriela. Check this out. Pe cine cheamă Gabriel și Gabriela? Lăsați-o în comentarii, vă dau inimioară. Vouă, numai vouă, hai că dau la toți. Ei s-au născut cu 7 ani înaintea ta. Gemeni, gemeni, da. Când te-ai născut tu, ei au fost foarte geloși, așa că au încercat să te omoare, cică.
Mamă, Dumnezeule bunii, nu vine să cred nici mie, bradere, să mor. Deci de... Ei bine, părinții tăi i-au ținut închiși într-o cameră timp de o săptămână. De ce i-au ținut închiși? De frică să nu-ți facă vreun rău. Sărim peste așteptare. De frică să nu-ți facă vreun rău. Până la urmă te-au dus la noi ca să te crești și să fii în siguranță. Când părinții tăi au deschis camera, Gabriel și Gabriela i-au ucis, bro. Poliția a găsit apoi un mesaj. Ce mesaj? Ți-am ucis părinții și acum vei urma tu, Bogdan. Mamă, să mor. Păi să ai așa, frați, bradere. Ne-am dus toți, să mor. Apoi nimeni n-a mai auzit de ei, până acum, cică. Cum adică până acum? Au revenit și mi-este foarte frică că te caută pe tine. Dumnezeule bunii, de ce nu mi-ai spus până acum? M-ai lăsat în beznă până în ultima secundă. Erai prea mic și nu am vrut să te îngrijorez. Însă acum este necesar să știi. 2 minute mai târziu. Bunii, aud zgomote în casă. Au venit Gabriel și Gabriela. Bradare, ascundeți-vă toți, băieții, că e mare. Bă, da, tot un pic ăsta, mă, să mă vezi. Deci ascundeți-vă că au venit Gabriel și Gabriela. Ne-am dus toți, hai să vedem. Ascunde-te la mine în cameră. Ok, 5 minute mai târziu. Te-ai ascuns? M-am ascuns sub pat, șică. Ascunde-te mai bine în dulapul meu de haine, dar e cam plin. Ok, e plin full. Foarte bine. Așa nu se vor gândi că ești acolo. Ascunde-te între haine. Ajung și eu în 10 minute, șică. Te-ai ascuns? Dar sună la poliție, a intrat cineva în cameră. Da, s-a dus Bogdan, Bogdan al nostru s-a dus. Rămâi ascuns și nu scoate niciun sunet. A sunat la 1-2, care este ucesa dumneavoastră? Nepotul meu este singur acasă și cred că a intrat cineva în casă. Cum vă numiți? Florina Popescu. Doamna Popescu, ne puteți spune adesea unde se află copilul? Strada Brazilor numărul 19. Trimitem chiar acum un echipaj, mulțumesc. Bogdan? Bogdan, deci a sunat la poliție. Foarte deșteaptă băbuța. Și că da, bunii, hai să vedem. Sunt tot aici, nu m-au găsit. Bine, stai acolo. Ajung în 5 minute. Număr necunoscut. Bogdan, unde ești? Mama, a primit mesaj de la număr necunoscut. Bogdan, unde ești? Ne-am dus toți să mor. Cine ești? Sora ta. Gabriela? Da. Unde ești? De ce vrei să știi? Bogdan, sunt sora ta, nu vreau să-ți fac rău. Promiți? Da. Bă, cât de prost. Doamne, doamne. Doamne, băi, băi, era ce se întâmplă, bă, că mă și enervez, mă, nu mă mâna nimic, bă, cât de prost să fim, mă. Ci că să te dulapul cu haine. Bă, băi, ți-am să vă zic așa o chestie de viață, nu știu dacă știți, să da, bă, dacă vă scrie cineva un mesaj, număr necunoscut, unde sunteți? Și vă zice că nu o să vă facă niciun rău, nu-i spuneți unde sunteți să moară, băi, ție, logic, bro! What the fuck, man? Ok, hai să continuăm. Acum ies, îmi pare rău, Bogdan, poftim. Îmi pare rău, am mințit, doamne cât de prost e Bogdan ăsta. Bunii m-au găsit. Păi dacă ești prost, normal că te-au găsit, 5 minute mai târziu. Bogdan, am ajuns. Bogdan. Unde ești, Bogdan? Și acum vine. Când poliția a ajuns la fața locului din dulapul în care s-a scus Bogdan, curgea sânge. Uite, rău, dulapul au găsit capul lui Bogdan. Corpul lui Bogdan nu a fost găsit niciodată. Gabriel și Gabriela sunt liberi și astăzi. Bunica nu a putut face față morții lui Bogdan și astăzi este internată într-o secție specială la spitalul de nebuni. Și așa s-a terminat povestea. Deci, se primește un mesaj la Hi Carly. Who is this? Întreabă Carly. I know you have a boyfriend, but you are really cute. Zice că știu că ai un prieten, însă ești foarte drăguță. Mersi, frate. Ia, pune semnul întrebări, deci este, cum îi zice, e număr ascuns. Cine este aici? Deci vedeți, este număr ascuns, tocmai de aceea scrie acolo nou color ID. Nu mă cunoști, cică. Ok, nu-l cunoaște. Fuck it, bro. How did you get my number? Cum ai făcut rost de numărul meu de telefon? O întreabă. Deoarece ești drăguță, bro, ce răspuns este, ești nebun, adică de unde ai făcut rost de numărul meu de telefon? Ah, pentru că ești drăguță. Ok, e foarte ciudat, începe să fie foarte ciudat, mai ales când e vorba de gen, știi, de băieți asupra fetelor, știi, că în momentul în care e, să spunem așa, e vorba de un băiat care este urmărit de către o fată, merge, mai merge, însă băi, când e cu băieții, cu fetele, e gravă situația, știi ce se poate întâmpla. And you're probably give good kisses și cel mai probabil oferi niște săruturi bune. Ia, puneți semnul întrebării. Vreau să sărut buzele, brodere, te-ai dus cam în față, doar atâta zic. Ne-am întâlnit vreodată? If I testify about myself, my testimony is not valid. John 53, what the fuck? Deci, if I testify about myself, dacă ar fi gen să mă evaluez pe mine, my testimony is not valid. Îmi pare rău, băieți, dar propoziția asta îmi depășește mult engleza, adică, sorry, gen, chiar îmi pare rău, știi? Adică, cel mai probabil știu că voi ați vrea să știți ce înseamnă chestia asta, vreau să lăsați la mie și mie la comentarii, însă engleza mea nu duce până la testify și testimonii, pentru că, bă, sunt niște cuvinte foarte complicate. Însă acum găsi să trecem la ceea ce contează, adică să trecem peste chestia asta. Deci ceea ce este clar e că a pus un citat din Biblie de la John, sau cum aș vrea să zic, Ion. Deci Ion 5:31, deci a pus ceva citat din Biblie, cel mai probabil. Cel mai probabil o să pune, peace I live with you, my peace I give you. Pacea pe care o las cu tine,
este pacea pe care ți-o dau. Well, John, I have seen people like you before, but I had to pay admission. Bro, ce caterică! Fiți atenți că aici ce s-a întâmplat, fiți atenți, bă! Deci, asta e proastă, Carly, asta. Clasic, adică. Fiți atenți ce a făcut, bă! Fiți atenți, deci. El, în momentul în care pui un citat din Biblie, știi și versetul și chestiile alea de acolo, gen cum am pus el. Deci eu zic o chestie și zic, Marius Iancu, 5 cu 3. Gen, să știe dacă vrea să-l caute în Biblie, să știe unde să-l caute. Ei bine, asta crede că ea vorbește cu John ăla din Biblie, adică cu Ion, frățiorul nostru. Și a zis, well, John, I have seen people like you before. Bine, John, am mai văzut oameni ca și tine înainte. But I had to pay admission. Trebuie să te dau la o parte, adică să nu dau atenție la tine. Carly 9 și 15, gen, adică Carly 9 și 15. Asta a scris Carly la 9 și 15, știi? Da, na, e proastă, clasic femeie, ce zic, glumeam. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă, bă, sunt foarte curios. Deci hai să vedem, bă. You are uber cute and I want you for myself. Ești un... You are uber cute. Ești foarte frumoasă și te vreau pentru mine. Nice. So how did you get my number? Deci până la urmă, cum ai, să spunem așa, I am in the same camping house as you. Deci l-au întrebat asta, Carly. Deci până la urmă, cum ai făcut rost de numărul meu de telefon? Asta zice, I am at the same coffee house as you. Stau la aceeași casă de cafea ca și tine, genul. Să zicem că își beau cafea în același loc. Cred. Nu sunt sigur, nu sunt sigur dacă la asta se referă. I was looking over your shoulder. M-am uitat la opa, m-am uitat în spate, la tine, bossule. I ordered you a coffee. Ți-am comandat o cafea. Sper că am ales-o pe cea bună. They should be calling the lovely Carly any minute. Deci ea, nu fiți atenți. În momentul de față sunt la cafenea amândoi. O zis că cică, i-a comandat o cafea pentru ea, o cafea cum îi place ei, și imediat ar trebui să o, cum zice, să o cheme pe iubăreața Carly. Ok, ok, ești vai de tine. The lovely Carly, thanks you, but it's not this day, you can keep it. Deci, iubăreața Carly îți mulțumește, frate, însă n-are nevoie. N-are nevoie. You just got up and left, ai plecat, oh my god, deci ăsta a văzut-o că a plecat, da-te. Do you know how I like my coffee? Nu știi cât de mult îmi place cafeaua, bossule? Dacă, băi, just like my woman. Deci îmi place cafeaua ca și femeia. Bossule, dacă îți place cafeaua ca și femeia, nu vreau să mă gândesc ce faci cu cafeaua ta, însă să trecem pe... Ground up. Nu știu ce înseamnă, iară mă depășește engleza, vă zic. Tightly wrapped in the bag. Ceva să... Chilling in my freezer, what the fuck? From 9230, the recipient you are sending to has chosen not to receive messages. Oh my, ia da bloc, oh, ia da bloc, ți-ai luat ceapă, oh, John-ule, și-a luat ceapă, omul meu, John, bă, eu da bloc, bă, îmi pare rău de el, bă, sincer, adică chiar îmi pare rău de la, na, ai, eu da bloc, cred, sau, dați așa, submit yourself for the Lord's sake to every authority, instituții de amun, bang, Peter, bă, omul ăsta iar a luat o raznă, I might fill them with horror, so they will know that I am the Lord. Asta e un dălaci, că el e lord, e cel mai șmecher. Vreau să-i umplu cu niște horror. Hey, oh my god, Carly, I just left, some creep was hitting on me. Că chiar scris Luca Gicasu, cred. Well, hot attracts me. Da, deci Luca Gicasu, deci știți, acum Carly a schimbat conversația, s-a dus la Gicasu. Clasic femeie. Și a zis, tocmai ce am plecat, un ciudat se uita după mine. Și a zis, da, e normal, pentru că ceea ce arată bine atrage bunăciuni. Bunăciuni, doamne, prostă-s, aulu, atrage ciudați. I am in my car, doors locked. Sunt în mașina mea și mi-am închis ușile în caz că se întâmplă ceva. I sent him that fake number, I block your number, text and send me creepy bible codes. Oh! Băieți, bă, cât crede, deci bă, Carly, asta nu e la fel de proastă cum am crezut-o noi, bă, deci uite ce a făcut ea. Ea a trimis un fake message ca și cum i-ar fi dat block, adică ea a scris mesajul ăla care ți-l apare când dai block la o persoană și el i-a scris înapoi ceva creepy din Biblie, chestii de genul, omul e dus cu cap, v-am zis, de pe altă planetă, băiatul. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. He followed me într-o parking lot. M-a urmărit până în chestia unde se parchează mașinile. Where is he? Be careful. Unde este el acum? Be careful. Uite-l, bă! He's waiting his car for me to pull out. Deci așteaptă să mă dau jos din mașină, l-ați văzut? Driving, he's behind me. Deci e în spatele meu. He's keeping his distance. Adică stă la distanță legală de ea, însă o urmărește cu mașina, cică. But he's really far back, so he doesn't know if he follows me at all. Stay. Deci e destul de în spate, însă nu prea pare că mă urmărește. Ești ok?
Yeah, he's making every turn I make. Da, urmărește, face fiecare mișcare pe care o face ea. I can leave work early and come home. Deci pot să plec de la muncă mai rapid și să vin la tine la casă. It's ok, I'm nearly back. E ok totul, parchez. E că e în spate la el. What? Stați băieți, bă, acolo era omul ăla, că n-am văzut. Bro! Ce-ai pățit, frățiorul? Doar atât zic. Ce-ai pățit? Ia uitați-vă la el, mă. Au, omul crede că nu-l vedem. Skinny. Ce prostă zbăirea ce se întâmplă. Ok, hai să dăm în față. Deci asta se duce aici rapid. La ea acasă, cred. Mamă, băi, bă, dacă ești prost, ești prost, bă. Bă, dacă te urmărește cineva, nu te duci la tine acasă, bă, băi, băi, auziți aici, băi. Ceva motivațional și până la urmă ceva care o să vă ajute în viață. Bă, dacă te urmărește cineva, nu te duci la tine acasă, bro. Cum arată, poate te urmărește ca să afle unde stai. Și tu fugi de el fix în locul unde stai. Da, ok, ok, lasă. Clasic femeie, până la urmă. Oh my god, dar la tot vine. Mami, o picat cheile pe jos. Bă, mă, uite, asta doamna se întâmplă asta. Haide, soro, poți, poți. Oh my god. Took me forever to find my key, but I'm inside now. Ok. Deci este înapoi. Bine, Carl, a revenit înapoi. E afară. Deci a intrat în ăsta, just in email. Deci numai tot ce face este să stea afară. Ia, vezi, mă, fatty boy-ul. Du-te, mă. Băi, e real ce se întâmplă, bă, săraca fată. Mom, I think he's trying to figure out if I'm here or not. Vrea să-și dea seama. Ea crede că ăsta vrea să-și dea seama. He screamed up wall. What the fuck, Spider-Man? Deci fiți atenție, a zis că el, eu acolo că el încearcă să-și dea seama dacă e singur acasă. Iar acum, în momentul de față, ceea ce face el, pur și simplu își se cațără pe pereți. Ia vezi. On to second floor balcony. Se cațără pe al doilea second floor. Ia uite-l, bă. Bă, lasă-mă în pace pe Carly! Ce-i zice? Lasă-mă în pace pe Carly! I have feeling he's done this before. Am o presiune că am mai făcut chestia asta înainte. Bro, 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 ce se întâmplă? Bă, Carly, fugi! You sure you are okay? Bă, cât de prost e asta, bă, cum se întreb chestia asta, bă, omule? Deci, o strig ceva la al doilea etaj al ei. O așteaptă acolo la geam și o întreabă. Deci, ești ok? Da, măi, tot ok, na, nu. Ce mai probabil o să... Da, măi, ok, ok, nare. Băi, oameni, uitați-vă, mă, la asta. Și dacă ea răspunde cu da, e clară treaba. A răspuns cu da, nu te cred, na, mă, las să moară, băi. Asta e dimineața, cred, sau nu, seara, tot seara. Ce aia, bro? This is exciting. E foarte, gen, să spunem așa, intens. But I will totally suck if he doesn't commit now. Carly, asta e mai nebună ca el, vă zic de acum, să moară băieții. Adică, deci, ceea ce la ce s-a gândit Carly... Da, la ce s-a gândit Carly e că, bă, mai bine să... Da, hai să fac asta, gen. Deci am cuțit în mână. You left a window open so he could get in the ring, right? A lăsat ușa deschisă. It costs a lot to replace a broken glass. Ia vezi, mă, bă, ăștia-s criminal în serie. Ci că ai lăsat, cum îi zice, fereastra deschisă ca să poată să intre. Pentru că o fereastră spartă costă foarte mult. Yeah, you are right, hold on. Mamă. Ia vezi că vine, bro. Vine psihopatul, bro. A, dar arată că, da, e un băiat de ăsta normal, mă, ce aveți cu el, mă, ce aveți atâta o mare plăcerile lui. Ia vezi că are un cuțit. O să deschide ușa, bro, vă zic că deschide ușa, adevărat vă zic. Bro, mort. Ce are pe cuțit, bro, ce are pe cuțit, asta nu încerc. Asta încerc eu să îmi dau seama. Ce are pe cuțit în momentul de față, adică... What the fuck?
Where is the kill video? Unde este filmarea că l-ai omorât? That's my favorite part. What the fuck, bro? Ai partea mea favorită că l-l omor. Dă-te, mă, să moară, băieți. We can watch it together tonight with popcorn. What, bro? What the fuck? Adică ăsta-i... Asta e criminalul. What the fuck? Bă, ce poveste ciudată. Deci, până la urmă, ia l-a omorât pe el. Și că o să putem să uităm la film de seară cu popcorn. E foarte mult sânge. It's going to take forever to clean. I can't offend a little overboard. Such fun. O să ia cam mult să curățăm. I can't wait to see it. What the fuck? Următoarea noapte. Where are you? Sunt la tot acolo unde s-a întâlnit și cu ăla. Din nou? Yeah, there are so many creeps here, I want to do another one so bad. Da, sunt foarte mulți ciudați aici. O să o mai fac încă o dată, gen ce-a făcut, adică l-o omor pe ăla. Să ai grijă. Pune semnul întrebarea. You don't want to get a caffeine addiction, lol. Nu vrei cumva să ai un caffeine addiction, bro, și cam asta s-a terminat. Ia vezi că mai e ceva aici. A, nu mai nimic. Ei bine, guys, astăzi o să vă prezint cea mai creepy conversație trimisă vreodată pe telefon, că e bine, deci nu mă gândiți-vă așa, nu mă gândiți-vă atâta. Cum se numește conversația? Mireasa moartă. Deci numai după titlu vă dați seama că o să fie o nebunie maximă. Nu uitați să apăsați zonă de like, guys. Cea mai tare parte din acest episod este că va fi o conversație în română. Adică pur și simplu, man, toată lumea o să știe ce o să se zică, nu o să mai trebuiască să traduc. Doar o să citesc și o să reacționați împreună cu mine la această nebunie. Dacă apăsați butonul să fac mai multe like-uri, o să mai facem episoade de genul și haideți să începem. Ok, guys, Mireasa moartă. Vedeți că primul mesaj găsiți se da la Carina care zice: hei Emma, dă-mi aici un next, motherfucker. Dă-mi aici next. Și zice Emma: hei. Carina zice: ce faci? Emma zice: nu prea bine, nu fac chiar așa de bine. Ce ai pățit-o, întreabă Carina. Deci zice Emma: sunt singura acasă și am auzit niște sunete ciudate. Ok, deci guys, putem observa deja că frățioara nu are ce frățioara, că Emma deja o da așa la întors, că și că nu se simte bine sau ceva. Deci am zis, dăm aici un default, așa. Deci deja zice Emma că e singura acasă și aude niște sunete ciudate. Hai să dăm aici în continuare. Zice Carina că poate e doar vântul. Nu cred că trebuie să te îngrijorezi. Se aude de o oră, zice Emma. Cum să nu mă îngrijorez? Ok, deși că de o oră aude Emma niște sunete foarte, foarte ciudate. Bă, e clar că e mireasa moartă, frate. Vă dați seama după titlu. Acum nu vreau să dau spoilere sau ceva, dar e cam logic. Hai să mergem așa. Next. Vrei să vin la tine? O întreabă Carina pe Emma. Ea zice, Emma zice nu. Nu e nevoie, cică. E sigură? O întreabă Carina. Da. Cum ești? Te simți bine? Știu că erai supărată pentru nota aia la mate. Ok, deci fetele astea sunt la școală. Ea zice că e ok în momentul de față. Până la urmă nu e mare problemă. Eu am noroc când dragoste. E adevărat, băieți. Deci să nu vă supărați pentru notele de la școală. Să nu vă supărați. Nu contează cât luați, băieții, noi să fim sănătoși. Asta contează. Să fii sănătos. Dă-le naiba de note de la școală. Ok, nu chiar. Nu mergeți pe principiul pe care îl aplic eu de fiecare dată, dar să nu fii supărați pentru notele la școală. Asta încerc să vă transmit. Știi și tu asta, ce care noroc în dragoste, zice Carina. Uneori sunt chiar geloasă. Hai că vorbim mai târziu. Ok, deci deja au deviat de la subiect, destul de ok. Hai că vorbim mai târziu, zice. Ok. Hai să vedem. Dăm aici de ce? Ok, ia stai, guys, deci ce mă așteptam? Un răspuns de la Carina cu ok, te las sau ceva de genul. Însă Emma, Carina a întrebat-o de ce să vorbim mai târziu, bro. Ok, mi se pare destul de ciudat, adică când o persoană zice să vorbești mai târziu, vorbești mai târziu, nu te întreb de ce, mă, că bate la bun simț și ce zic. Ce s-a întâmplat? What, bro, ce băi atâta întrebări? Nu s-a întâmplat nimica. Dar îmi începe serialul. Ah, ok, deci se uită la serial. 30 de minute mai târziu, guys, jumătate de oră mai târziu. Emma dă un mesaj la Carina. Bănuiesc că sunetele pe care le auzea Emma nu s-au terminat încă. Așa zic eu. Carina, da. Cineva încearcă să intre în casă. Holy shit, bro. Ok, deci a trecut de la câteva sunete la ceva mult, mult mai șmecher. Și ce zic, like, cineva încearcă să intre în casă, bro. Văd un bărbat înalt. E foarte solid. Adică e... ca Dorian Popa să moară, băieții. Cam așa ceva de genul. Îmi e frică, are o părărie neagră și zâmbește. Oh my god, bă băieții, bă, fiți atenți. Ia gândiți-vă așa, gândiți-vă că sunteți noaptea și vedeți un... sunteți undeva într-o casă, da? Și vedeți la geamul ei un om. Știi, te uiți așa la el, frățiorul, na, un om, mare chestie, știi, așa, te uiți așa la el. Bă, da, și dacă tu îți și zâmbește, bradere, pă, nu-ți crește, mă, adrenalina în tine. Deci vine să moară, băieții, să iei la fugă peste tot. Ziceți acum voi adevărat, man, ziceți adevărat. Ok, hai să continuăm. Mai zice, mi-e fiecare o plănică și zâmbește, uite. Oh, shit, cam așa de mare e. Oh, păi, mă, zic că doream, popa, îi dau un cap, mamă. Ok, dar pe post asta nu se vede că zâmbește. Nu se vede foarte bine, dar e super sinistru, e închisă ușa. Așa știu. Oh my god.
Închide toate ușile și închide toate geamurile. Ajutor! Oh my god, începe să spameze, guys. Deci deja n-am mai scris corect de la tastatură. A scris lângă ajutor GFDFD. Oh my god, deci ce se întâmplă cu surioara noastră? Ce este? Mi se pare că are cheia de la ușă. Poate ceva prieten de-a tău. Adică, what the fuck, man, cum să aibă cheia de la ușă, lol? Poate să face o farsă. Și râde. Nu cred că e niciun prieten. Oh my god, oh my god. Și că oh my god, deci spamează Emma cu oh my god, care n-au treabă ce e. Oh my god, deci deja, guys, deja crește centimetru de adrenalină. Deja ne dăm seama despre ce vorbim. A deschis ușa. What? Ajutor! Ascunde-te repede undeva. Și ai să nu faci gălăcie. Guys, vreau să văd unde intervine Mireasa. Mireasa moarte, că până la urmă, momentan, se vorbește despre două fete. Una e în casă și intră unul peste ea în casă, bro. Dar unde e Mireasa moarte, toată combinația asta? Nu înțeleg, știi că așa se numește povestia. Ai grijă să fac, că eu sunt chiar acum la poliție. 112 care se ucesea dumneavoastră. Acum mai trebuie o conversație cu 112. Prietena mea este singura acasă și nu reușim să vă înțelegem bine. Încercați să vă liniștiți și explicați-ne ce s-a întâmplat. Deci Carina asta e foarte panicată. Un bărbat a intrat în casa prietenei mele, Emma. Eu am crezut că e ceva falsă, însă ea zice că nu-l cunoaște. Ne puteți comunica adresa aici, că sigur. Strada Florilor numărul 79. Băiți, cine stă pe strada Florilor numărul 79? Aveți grijă că vin după voi. Oh, glumeam, băiți. Glumeam, dar 100% există strada Florilor, e așa un nume foarte comun. Hai să continuăm cu nebunia. Deci let's go, hai să continuăm. Zice next, am trimis un echipaj la adresă, nu vă faceți probleme, totul va fi bine. Mulțumesc frumos, zice Carina, la revedere. La revedere, zice 112. 5 minute mai târziu. Emma, unde ești? Ești ok? Ok, hai să sărim peste așteptare, guys. Ok, guys, a trecut peste, hai să vedem aici. Hai să vedem ce zice Emma. Sunt la mine în cameră. Am închis ușa și m-am ascuns sub pat. Îmi e frică, Carina. Îl aud cum forțează ușa. Ascultă. Ia, oh my god, guys. Audio, fiți atenți. Let me take my headset. Auziți aici. Oh my god. Ați auzit, mă? Man, ați auzit, bro? Oh my god. Oh my god. Mama, asta chiar e creepy, bro. Îmi e frică rău, zice Emma. Și mie mi-ar fi să zic să mor. Let's go. Ai vorbit la poliție? Da. Și? Ce au zis? Au trimis deja un echipaj spre tine, Carina, da? Încearcă să intre în camera mea, mi-e frică, oh my god, ce să fac, întreabă Emma. Mamă, băieți, nu-i de joacă. Fugi, fugi oriunde, nu mai fugi odată de acolo. Am ieșit pe balcon, oh my god, a spart ușa, e la mine în camera acum, ce să sar de la balcon, ai grijă. Deci, băieții, acum nu vreau să dau într-o caderincă de asta, dar asta ar fi cea mai șmecheră de chestii, gen să cer să salvezi viața, să nii de la balcon și să mor când sar de la balcon. Deci, adică mare calm, adică știi, vorba aia, când vrea Dumnezeu să te duci, te-ai dus, să moară băieții, nu mai stai în spate și ce zic, like. 2 minute mai târziu, ești ok? Cred că da, mă doar pe piciorul drept, sunt în curte acum, mă duc la iubitul meu. Hai să vedem. I-am tot scris, dar nu știu de ce nu îmi răspunde. Oh, bro, asta e că poate iubitul ei e frățiorul ăla, lasă, nu te îngrijora. Încerc să-l anunț eu. Ok, mersi. Hey, Alex. Hey, what? Bro, ia stai puțin, man. Ia stai puțin, man. What the fuck? De ce? Emma a zis că nu răspunde gagicul și Carina i-a scris lui Alex și la pet Alex. Hopa, băi Alex, tu cumva ești umbri cu cealaltă vopsită, frățioră? Trebuie să spun ceva despre Emma. Ce? A pățit ceva? Da. Un bărbat a intrat în casă ei și ea ce? Ce bărbat? Spune odată. Ce s-a întâmplat? Bă, n-a nicio logică ce se întâmplă. Bă, n-are nicio logică ce se întâmplă. Adică, după cum vedeți, Alex se arată foarte îngrijorat de Emma. Adică, vedeți că e foarte, foarte așa. Însă, totodată, Emma a zis că Alex nu i-a răspuns deloc. O, cineva minte aici la mijloc. Bă, n-are nicio logică. Carina? Carina, uitați, vedeți, e foarte, foarte panicat. Scuze, am rămas fără semnal la Wi-Fi. Nu știu ce bărbat. Am găsit că vrea de ceva glumă, dar se pare că nu e nicio glumă. Cred că totuși a reușit să scape și vine spre tine, ok? O, Doamne, da, normal, să vină. Mi-a spus că toți a scris mesaje, dar tu nu ai răspuns. Ce s-a întâmplat? Alex? Alex? Mă uitam la ceva film. Bro? Bro? Nu prea are logică. Hai să continuăm. Ah, ok. Bye. Pa. Bă, cam dubios Alex ăsta. Să vă zic sincer, băieții, cam dubios frățiorul ăsta Alex al nostru. Ce minte mai târziu? Carina, ai reușit să vorbești cu Alex? Mie nici acum nu-mi răspund eu. Ok, ok, deci Alex ăsta are ceva. Deci, o fi că Alex ăsta e în mână cu băiatul ăla care a intrat, da, vă zic. Hai să vedem. Da, probabil că pentru că vorbeam eu cu el. Dar mie de ce nu mi-a răspuns? A spus că s-a uitat la ceva film, ok. Bro, nu-i ok, what the fuck, man, nu-i deloc ok. Mi-a spus că te așteaptă la el 2 minute mai târziu, hai să vedem. Carina? Carina? Da? E închisă poarta. Nu poți să ieși din curte. Fuck it, bro.
Bărbatul acesta se tot uite la mine de la balcon și zâmbește. Păi și poliția unde e, frățioarul, că au trecut atâtea minute? Ce să moară, băieții, n-are nicio logică. Hai să ne peste așteptare, acum mi-arată un inel, zice. Ok, guys, ultimul mesaj a fost de la Emma, care a zis acum mi-arată un inel. Nu înțeleg nimic, mi-e frică, nici eu nu înțeleg nimic, să mor. Let's go, oh my god. Nu a ajuns încă poliția, poliția nu e nicăieri, nu au nicio sirenă. Ar fi trebuit să fie acolo deja, exact. Carina, da. Hai să vedem. Am auzit împușcături, what? Deci că găsești cumva din curte, Carina. Am picat, m-am lovit iarăși în același picior. Mă doare tare și îmi curge sânge. Oh my god, săraca Emma. Nu te gândi acolo, nu e timp de durere acum, adevărat, zice. Ridică-te și fugi odată, fugi odată, frăgioro. Ok, 6 minute mai târziu. Carina, am reușit să ies din curte. Cred că 15 minute ajung la ales, dar poliția unde e, frățioră? Că au trecut atâta minute. Ok, cred că dacă e România e clar că ajunge peste 40. Carina, perfect, ales te așteaptă. E, e în spatele meu. Oh my god, țipă, fugi. Fă ceva, numai nu lăsa să te prindă. Se tot uită la mine și tot zâmbește. What, bro? Asta te interesează pe tine, acum nu te mai uita la el. Oh my god, fugi. Emma, este de ce zice Emma. O iubesc. Oh shit. Frățiorul a luat telefonul la surioara Emma. Let's go. Ce? Ce frumos e când zâmbește și linelul ăsta îi vine de minune. Poftim? Fugi odată de acolo. Te aștept la nunta noastră. Vei fi domnișoară de onoare. Ah, băi, ți dai aia cu mireasa moartă. Like, știi ce zic, bro? You know? Ai rochia în spatele ușii. Fii atent că Carina a transmit un mesaj. Carina a transmit un mesaj. What? Oh my god, a venit și după Carina, bro. Zice, ai rochia în spatele ușii. Oh my god. Și așa s-a terminat. What? Bă, nu am înțeles nimica din chestia asta. Adică, e clar că frățiorul ăsta a venit și după Carina, dar poliția unde e, frățiorul? Alex, ce-a făcut Alex? Deci Alex ăla n-a avut niciun rol. Hai să-i dăm, guys, drumul. Like, 5000 de like-uri cât mai rapid și hai să vedem ce se întâmplă. Ok, deci, guys, v-ați zis, la ora 9.02pm, 9.02pm, din câte știu eu, da, este seara. Deci la ora 9 seara, să primești un mesaj de la Helmi. Din câte știu eu, la această poveste, oamenii au primit, tot dat aveți și povestea în descriere în caz că ceva copyright mă las. Oamenii au primit de la tovarășii lor, nu de la un număr necunoscut, de câte știu eu. Help me, a primit un mesaj cu help me. Hai să vedem ce se mai întâmplă în continuare. Help me, oh my god, dă un mesaj, două mesaje la rând cu help me. Viva and calling you, ok, deci se cunosc. Deci zice, viv te sun, răspunde la telefon. Fuck it, bro, deci se cunosc cele două, cred, sau bar n-am. Da. Help me, ajută-mă, mamă, deci viva aia deja a scris de 3 ori la... Mamă, ce am arătat? De 3 ori la rând, pick up. Răspunde, frate, mamă, ce să răspunde, help me cu a... Bă, și asta nu mă spamează cu ajutor, mamă, bă, asta-i creepy rău, mă, băieți, bă. What the fuck? Ce zice? Bă, băieții, eu singur acasă, mă, deci zice, chiar sunt speriat. 5, de 3, de 4 sau 5, what's wrong, ce? Deci numai help mi scrie, numai help mi scrie, bă, băieți, bă. Oh my god, e în pădure, uitați-vă că ai s-a trimis poză cu un copac de-asta. E în pădure, bradere. Viv? Întreabă cine o fi întrebat. Fuck it, bro. Ce se întâmplă? Întreabă. Mam. Sunt foarte speriat acum. Help me, chica. Fuck it, bro. Unde ești? Unde ești, mă, soro? Mamă, i-a mai trimis-o? Deci în pădure, bradere. Fuck it. Help me, chica. Îi spune ajută-mă. Where is that? Unde este aia? Viv? Oh my god, bă, săraca Viv. Mamă. Helmi, bă, dar numai Helmi scrie. Bă, băieții, voi observați, n-am mai scris absolut nimic în afară de Helmi, ajută-mă. Bă, ajută până la urmă, bradere, dacă tu știi să ajuți, ajută-o. Ce-i asta, bro? Oh my god. Mamă, i-a făcut mare hartă, cred că e răpită Viv asta. Uitați-vă, i-a făcut mare hartă. Strada principală și se duce prin pădure direct în parc și acolo pe stânga e lacul. Ok. I-a trimis mare poză. Sunt cu Carlos și James, ok, deci mai sunt și doi băieți. A, venim să te ajutăm. Peste 11 minute, guys. Suntem acolo, Viv. Văd copacul. Unde ești? Mamă, băieții, bă, să moară, bă, deci, bă, eu sunt paranormal, deci parcă s-au zis ceva în spatele meu. Mamă. Sign last if you can, dă-ne un semnal dacă poți. Lasă-ne, gen, spune-ne unde ești. Ești rănită? Bă, nu mai răspunde, Viv.
E foarte întuneric afară, băi, scrie din minut în minut, nu mai răspunde. Acum răspunde cu help me sau ceva genul. Are you out in the woods, oameni? Ești undeva în pădure? Bă, unde-i viv? Te rog, răspunde, unde-i viv, bladăre? Te sun, dar nu pot să-ți, să-ți aud telefonul, zice fata asta. Mă sperii, viv. Oh my god, bladăre. Oh my god, ce se întâmplă? Nu cred. Bă, deci numai help me spune. I-am zis toată help me, ajută-mă. It's Carlos. Alice doesn't realize you are playing with her. Oh my. Opa. Fii tot dezgreșit că zice că, deci aia, fata aia care a vorbit acum cu Viv, o cheamă Alice. Și acum zice, se bag Alice, până acum nu și-a dat seama că faci mișto de ea sau ceva de genul. Oh my god, deci Carlos și băie... Deci băieții cred că ei cred că e o farsă. Help me, zice Viv încă o dată. Ajută-mă. Forget this stupid death prank to do specially with Dad going miss last week. Deci uite ce a zis aici. Cica, uite, e o farsă stupidă, fix ca fata dispărută de acum o săptămână. Deci în orașul ăla a dispărut o fată acum o săptămână și ăștia cred că Viv face un prank, face o farsă de parcă și ea a dispărut sau ceva de genul. Peste 11 minute. Suntem înapoi în mașină. Help me, mamă, e real, bă, ce creep, deci numai help me, nu ai mai scris nimic, numai help me. Who is this? I know Viv will never do stuff like this to me. Cine este? Știu că Viv n-ar face niciodată chestia asta. Help me, cu un mesaj de la Viv cu help me, what the fuck, Viv? Ok, plecăm. Oh my god, au plecat, dar o să tope Viv acolo. Help me, oh my god. Mamă, băi, zice, ce se întâmplă, brother, ce se întâmplă? Deci nu cred. Whatever, am plecat, au plecat, bă, au plecat. Ce se întâmplă, mă? You will leave your friend out here alone. Oh my god. Deci când a zis că a plecat Viv sau cine are telefonul lui Viv, s-a dezmențit, s-a, cum e ce, s-a, v-a spus voi, a revenit la normal. You will leave your friend out here alone. Ți-ai lăsat prietena aici între, gen, în pădure singură, bradere? Ce fel de prieten ești tu? Mamă, ce i-a zis-o? Cine este acolo? Mamă, brate, e deja discuția asta, e de la 9.02, de 38 de minute, bă. Bă, băiți, gândiți-vă, bă, m-am mai zis odată, mă. Stați aici, mesaj cu Helmi, ce-ați făcut? Să-mi scrieți la sfârșitul clipului în comentarii ce-ați fi făcut. Where is Viv? Unde este Viv, cică? I have a gun aimed to your car. You turn on the engine, I will unload to the windshield. Oh my god. Vezi ce-ați zis, bă, cică? Am o armă țintită către mașina ta. În cazul în care pornești motorul, o să o pornești, o să, gen, o să explodeze mașina. Că dacă a pornit motorul, a pornit tot, bum, trage, a murit. Deci are o armă. Viv sau, na, cine are telefonul lui Viv? Where is Viv? A întrebat unde e Viv. Oh my god. What the fuck? Da, sunt serios. If anyone tries to make a run for, I will kill whoever is left in the car. Deci cine încearcă să fugă, dacă încearcă cineva dintre voi să fugă, o să trag în mașină. Nu contează cine e în mașină, o să trag în mașină. Oh my god, și până la care încearcă să fugă. Și pe Viv, desigur. Mamă, deci, deci sunt patru oameni acolo, guys. E Jacob, Carlos, Alice și Viv. I see you crying in the back seat. Văd că plângi în ăla din spate, Alice. They sure look like two boys, but bullets are the great equalizer. Oh my god, ce vreau să zic. Prezident, îi arată ca doi băieți foarte bine făcuți, însă gloanțele sunt la egal cu ei. Oh my god. Adică, da, băieți, dacă ești pachete de mușcă, îți dă unul pistol, ești nebun, ai picat jos, știi ce zic, adică, pe la urmă. Calm everyone down and I will tell you what I want. Toată lumea să se calmeze și să spun ce vreau. Deci îi trimis, îi zice, what the fuck, mamă, deci nu înțeleg. Give Alice back her phone or you are all dead. Deci se vede că nu Alice vorbește, vorbește unul dintre băieții ăia. Dă-i telefonul înapoi lui Alice sau toți o să fiți morți. Oh my god, fuck bro. Ce se întâmplă, brother? First, if any blue light turn up from the police, then Viv takes a bullet to the head. Oh my god. Deci dacă vede vreo mașină de poliție, vede o sirenă de poliție, Viv își ia mare bullet. The rest fly in our direction. Restul, I have cameras placed at the park's front entrance, so I will know if you try skid any sneaky ways to call 911. Și care camere la intrarea în parc, băiți? Are camere la intrarea în parc și o să vadă dacă cumva încearcă ăștia să sune la 911 sau în caz că vine poliția, o să vadă. Don't try any tricks or play any games with me. Nu încerca să mă fraieriți, cică. M-am făcut, înțeles?
Da, îi zice Alice. Now I want to pick one person amongst yourself. For what? Deci aș vrea să alegi o persoană. Pick one of you. Alege unul dintre voi. They are asking for what? Să aleagă, cred că să aleagă o persoană locul ei. To step out of the car. Oh my god. Deci trebuie să aleagă o persoană care să iasă din mașină, dintre cei trei. Oh my god, trebuie să iasă o persoană din mașină. What's going to happen? De ce o să se întâmple atunci? Întreabă. Oh my god, băieți! Mamă, pune semne de întrebare. Mamă, câte semne de întrebare? We can't pick. Nu putem să deschidem. You need to pick before I shoot up the car. Trebuie să ieși, că de nou, poc! Și atunci tot o să muriți. Foarte dureros. Asta este alegerea ta. Cine ai vrea să fie? Da, e alegerea ei? Fiți atenți, băieții! Nu se sfătuiesc. Alice trebuie să zică cine vrea să iasă din mașină, bradere. We'll get out of that car. Cine o să iasă din mașină? Fuck it, bro. Alice? Carlos? Sau James? Oh my god. Eu. Mihu. James. Ok, James. Foarte ok, James. Give Alice back her phone. Ma. Tell James to slowly step out of the car. Spune-i lui James să iasă încet din mașină. Fuck it, bro, se întâmplă. Leave him face away from the tree. Să se dea din fața ăsta. And only when I say to tell him to walk down the road. Deci, and only when I say tell him so. When I say so, tell him to walk down to the road slowly. Să-i spui lui James să meargă și a începe drum. Începe drum să meargă. Remind him if he runs his dead. Să-i reamintești că dacă fuge a murit. Să mă adăveți, mare reamintire. Și tu o să fii moartă. Ai înțeles? Da. It's a mile to the park gate. Este o milă. O milă nu știu câți minuți. Nu e un kilometru. E mai puțin de kilometru. La 600 de metri. Another 2 miles to the gas station. Încă 2 mile până la gas station. Până la benzinărie. In pitch black. If I see him turn around anytime, I will shoot everyone. Dacă îl văd cumva pe James ăsta, că se întoarce cumva, ați murit toți. Cam așa, cam ceva de genul zice băiatul ăsta. If he stops to do up a shoelace or tries to circle back by anything, I will shoot everyone. Deci bă, ăsta zice că dacă îi face vreun truc lui, dacă îi face vreo schemă, au murit toți. Mamă. Deci au murit toți dacă a făcut ăsta o schemă. Ai înțeles, Alice? A înțeles și el? Da. Atunci spune-i să plece. Ok, now what? A plecat. Peste 6 minute. And then, there we were two. Pick one of you. Ați mai rămas doi. Deci au mai rămas doi, să mai aleagă unul dintre cei doi. Eu, Alice. Deci Carlos rămâne mașină. Ok, have Carlos step up. Oh my god. Deci băieți, ea alege, ea să alege pe ea și zice ok, spune lui Carlos să iasă din mașină. We picked me, there are my rules, oh my, da. Și ne simțit de asta, cică, așa, aveți o singură de asta, să vă alegeți unul dintre voi, mă aleg pe mine, na, nu îmi pasă, eu fac regulile ăla el. Iese Carlos, a ieșit Carlos din mașină, out now. Slowly, încet, face to the road, fix în față, same conditions apply, aceleași condiții. He understands, can he go? A înțeles, poate să plece? Încet. Ok, a plecat gen. Deja au trecut o oră și ceva de conversație, băieți. Îți mulțumesc, Alice. Stai calm, Alice. Stai foarte calmă. De ce faci chestia asta, bradere? Peste 5 minute. Ești acolo? Peste 3 minute. It's just me and you now, Alice. Suntem doar noi doi. Just so it's clear, James aren't even coming back with help. Just so it's clear, James aren't... Deci suntem numai noi, Alice. Eu cu tine. E clar că Jim și Carlos n-o să mai vină cu ajutoare. Fuck. Eu cred că e viv, bradere. Cred că e viv aia. Three of you together is dangerous. Toți trei sunteți periculoși. Deci cred că e viv. And you could have run off in the three different directions and escaped. Deci ați fi putut să mergeți în trei direcții diferite și să
Mamă, bă, dar ce smart e ăsta care vorbește, bă. Și să scăpați. But as they say, they won't be back to help. Dacă după cum am spus, nu o să vină înapoi să te ajute. I-ai omorât? I prefer to think of it as they can... Prefer să cred că s-au sinucis, deoarece au venit direct la mine. I-au omorât pe Ambi. A cui throat slit. Oh my god, guys, i-au omorât pe Ambi și pe Jim și pe Carlos. A drag to the bushes before the next one trip on the corpse. Oh my god, your second friend did take some time to go down. Acum explică cum a murit ei, că s-au dus la el și pur și simplu, gen, he crawled like he had somewhere to get go. Ci că de parcă s-a uitat de-a lucru capul, nu știu cum, că de parcă vrea să plece undeva. Oh my god. It gives the impression you are not already tripped. Oh my god. Ai impresia că deja nu ești în capcană. Ce s-a întâmplat cu Viv până la urmă, guys? Adică what the fuck, ce s-a întâmplat cu Viv până la urmă? Ce s-a întâmplat cu Viv, brother? You know where Viv is. Știi unde este Viv? Unde? Ce-mi pune semn întrebare? În copac, cred că e, bradere. Cred că e în copac. The tree sits on a bed where people walk dogs. I'm sure when morning comes, some sniffer will smell and her sticking among the roots. E în râu, bradere. Deci acel copac este situat într-un loc unde oamenii își duc câinii la, cum îi zice, la mers, gen așa, la plimbare. Zice că de dimineață asigurat un câine o să miroasă. Oh my god, bradere. Păi și ce? Care este scopul, guys? Vreau să aflu scopul. I-ai dat foc? Nu, ar fi prea mult de muncă. I just cover her with branches. Am acoperit-o cu ăsta. Why sweat when the body will get found anyway? Oh my god, so that leaves you and I. Deși că a acoperit-o cu crengi. Și asta rămâne numai ei doi, băieți. Și cred că aici o să se termine. It is scary to be all alone. Este foarte nașpa să te simți singura, nu? Guys! Și spune, hai Kyle, hai să vedem la 11:14 PM. Adică 11 seara. Hai, cine este aici? Nu știi cine sunt, nu mă cunoști, oh my god. Iar atunci de ce îmi scrie dacă nu te cunosc? Pentru că eu te cunosc, îi spune numărul ăsta cunoscut. Ok, ciudat, spune Kyla. Iar babysitterea neau. Știu că în momentul de față ești un babysitter, adică ai grijă de fratele tău. Nu, nu fac asta. Îmi plac copiii care mint, iubesc copiii care mint. Oh my god, bă, chestia asta așa de pedo să moară, băieți, I love kids, who like. I'm not a kid, I'm 20, nu sunt copil, am 20 de ani. Nu, ai 15 ani. And you have been left alone to watch your baby brother. Oh my god. Deci spune, nu, ai 15 ani, iar a fost lăsat acasă să te uiți la surgeon-ul, supraveghezi pe fratele tău mai mic. It's raining outside and you hate the rain. Afară plouă, iar tu urăși ploaia și se spune și întunericul. That's why you always keep the lights on. Tocmai de aceea acum ai lumina aprinsă la casă. Shit, bro. Hai să vedem ce spune, ce o să spună Kyla. Cred că nu mai știi nimica. Your favorite light with the rainbow unicorn. Oh my god, lumina favorită cu rainbow unicorn. Cine este aici? Oh my god, băi, deja știe că am prea multe lucruri despre ea. You really want to know? Chiar vrei să știi cine este aici? Hey, yeah, I won't be asking the overdrive. Dacă n-aș vrea să știu, n-aș fi întrebat. You can call me Nancy. O să spui Nancy. Yeah, alright. Amber, stop trying to scare me. Amber, cred că e o prietenă de ei. You had me going for a moment. Îi zice că Amber nu mă mai speria. Nu sunt Amber. Amber, cred că e o prietenă de ei care știe multe chestii despre ea. I need help writing a chapter for my new book. Îmi trebuie ajutor să scriu un nou capitol pentru cartea mea nouă. Asta, bă, ce? I know you're wearing a green shirt right now. Știu că în momentul de față porți un tricou verde. What the fuck? Asta nu știu ce se întâmplă. Poți să văd ce gândești. Acum te întreb pe tine, when did I put on the green shirt? Acum te întreb pe tine în sus când mi-am pus eu tricou verde pe mine. Sunt corect? Before I tell you now, I wanted to give a shout out to my bestie agent Warren. Deci spune, înainte să îți spun de unde știu, vreau să dau un shout out, adică să spunem așa, să dau credite într-un fel agentului meu Warren. Agent Warren, nu știu ce e agent Warren. Adică datorită lui s-au întrebat aceste lucruri. Warren? Hai să vedem.
Poate Clancy știe pe Warren. Warren, you need to try a little harder. You are not even close. Lol, even Casey knows where I am right now. Până și Casey știe unde sunt acum. Nu știu cine e Casey, abar n-am. Sir, I have no idea what you're talking about. I have to go. Chiar acum trebuie să plece, chica. Unde să te duci? Jos? Mamă, adică știa că e sus, jos la scară, gen. Amber, this is not funny. Zice că Amber asta nu este deloc amuzant. Amber cred că e o prietenă de ei, bănuiesc. Să chiar acum jos, you don't want to leave your room. Oh my god, să chiar acum jos în casă și nu vrei să ieși din camera ta, bro. Nici eu n-aș vrea să ieși din camera mea, zic de acum. I am Nancy James, maybe you heard of me. Sunt Nancy James. Ai auzit ceva de mine? Oh my god, Amber, now I know it's you. Idiot trying to creep me out. Ia, tot crede că e Amber, bă. Deci, ai auzit de mine? Who are me? Who I am? Where am I? Cine sunt? You are Amber being the world's scariest babysitter, Nancy James. Deci, bă, asta încă e că e Amber, frate. Half right. Deci zice că e pe jumate. A spus că e Amber și că este cel mai înfricoșitor babysitter Nancy James. I-a zis pe jumate. Bănuiesc că partea care este corectă este că e cel mai înfricoșitor babysitter Nancy James. Not funny, you know how she creeps me out. Zice că nu este amuzant. Asta în continuare crede că e Amber, bă. You are going to be easier than I thought. O să fie mult mai ușor cu tine decât am crezut. Nu știu la ce se referă. Hai să vedem. P.I. before you call the police, know that if you do and your brother will die before they come. În cazul în care te gândești să suni la poliție și chiar dacă o faci, fratele tău va muri înainte să vină ei, poliția, înainte să vină poliția. Oh my god, bă, baba, cum se gândește? Can I show you terrified? Poți să-ți arăt ceva terifiant? Ia să vedem. Ce atât terifiant? Hold up your right hand. Să ții sus mâna dreaptă. Now hold up some fingers. Să ții sus niște degete. 4 4 adică n-a că e capasă. Full attention. Te rog aici atenție maximă. Remember if you try to call the police, we kill you both before they get here. În caz că încerci să suni la poliție, vă omor pe amândouă. Where the hell are you? Unde ești? Oh my god. O fi că se joacă psihic cu ea. I like how you checked your closet. Oh my god, îmi place cum te-ai uitat în dulapul tău. Good, closing the curtains is smart. Să închide gen alea, cum îi zicea, baram, cum să vă spun, gen care pun la geamuri să nu intre lumina. And saves me having to do it. Oh my god, eu zis că în caz că va închide draperiile, așa, nu draperiile, abar n-am, draperiile de la geamuri, o să fie mult mai ușor pentru să o moare, adică o să-l salveze. Hold up some more fingers. Deci acum a închis draperiile, nu se mai vede nimic absolut la fereastră și acum încă îi spune să mai ridice niște degete sus. Hai să vedem. Nice, I need to drag me with two hands. 7. Oh my god. Îi spune că ai încercat să mă păcălești cu două mâini. 7. What the fuck? Bă, tu ai zis, bă, să stai și tu acasă, bă, și să vină unul de ăsta. Bă, nebunești. You know, Amber isn't that psychic. Știi că Amber nu este chiar așa de logică. Don't forget under the bed. Să nu uita supat. Oh my god, cum ar fi asta să fie supat? Acum ai înghețat ca o acadea, like a lollipop. Don't worry, I'm not behind the curtains. That will be a matter, however. Deci nu sunt după, să spunem așa, culisele alea, să spunem draperiile alea, care ar fi ceva amator. Sunt un profesionist, chica. Oh my god, bro. E așa de creepy. Sunt acolo în filmul lor, mă. In effect, I wrote a book on kidnapping. A scris o carte despre răpire. You're mumbling, speak up. Poți apărea în cartea mea, haide, dă-i. Yes, I can hear you. Oh my god. Cred că acum ia țipă. Can you hear me? Și zic că da, yes, I can hear you. Poți să te aud. What, that's not what a young lady should say. N-ar trebui să spună o tânără domnișoară chestia asta. Poți să-ți arăt ceva? E că acum vorbești cu ea prin genia. Vorbești și așa. How about you nod for me? Oh my god. Thanks. Acum ei vorbesc cu trei, bro. Abar n-am. Ia să vedem dacă sună. No. Oh my god. Ce e asta? Ia să vedem, stai, a zis ceva aici înainte. This is Casey, it was taken on her friend Jane's phone. Ok. Asta e Casey, cred că e o prietenă de ei, abar n-am. Oh my god, sau ea e Casey, ia stai. Nu, e Kyla. Ok, acum e o poză cu Casey. Abar n-am. Ce o cu Casey? Casey is my own personal stalker now, lol. She's where she do follow me.
E un stalker, Casey, adică îl urmărește, e dependent de băiatul ăsta sau ce-o fi ăsta. Do you know where she follow me to? Știi unde m-a condus? Cred că l-ai acasă. Stop yelling, I don't understand through your goddamn whiny tears. Să nu mai plâng sau gen să te crizezi atâta. Answer me in text or I will kill you now. Să-mi răspunzi acum în text sau te omor acum? I want a record for Agent Warren. Vreau o înregistrare pentru agentul Warren. Cine e agentul Warren? Scuze. Don't be sorry, just answer. Do you know where Casey follow me? Știi unde m-a condus Casey? E că la ea acasă. No. At your house, bănuiesc. To outside your apartment. Ok, apartament, are apartament, ok. Afară la, adică la ea la bloc. Mai pe scurt. Shit, bro. He's in a blue car parked outside with headlights on. Oh my god, yes, go over the window and take a look. Deci Casey afară într-o mașină albastră și pur și simplu într-o mașină albastră cu headlights-uri on, cu farurile aprinse. O vezi? Ok, deci Casey, cred că prietena ei care a vrut să vină aici a condus-o la Amber gen fără să vrea. Cred. Remember, if you leave your bedroom, you'll be sorry, do you understand? În caz că o să-ți părăsești dormitorul, o să-ți pară rău, înțelegi? Da, bă, asta e super, super, așa, chill. If only you could get to her car, she could help you. Numai dacă ajungi la mașina ei, ea te poate ajuta. Ce vrei? Îl treabă direct, bă, ce vrei, bă, psihopatule? I'm writing a new chapter in my book. De ce asta are o problemă cu cartea? Am un nou capitol în cartea mea. Vreau, cred că vreau să fac un experiment pe ea. Ia să vedem. It's called Fishing for Kids. Oh my god, Fishing for Kids, adică Hats, te-a luat, Hats, psh, și ăla ai fost, te-a dus la produs. Cam asta se. I don't know anything about fishing. That's ok, I have a chapter called Bait and Switch. Adică tu fel capcană și schimbi. I want to ask you some questions, that's all. Deci, toată mascarada asta ca să-i pună psihopatul ăsta niște întrebări. Vreau să scrie un capitol despre Fishing for Kids, adică proxenetism, oiei, ce te-ai luat. Cam așa, deci vreau să-i pună doar niște întrebări. Hai să vedem. So first, you must be wondering how I see you. Deci prima dată ar trebui să fii mirată cum te văd, ia. Hai să vedem cum o vede. Asta. Last week when you were walking from home, you found something. Acum o săptămână, când ai plecat de la școală, ai găsit ceva pe jos, bănuiesc, sau undeva. The beer. My plush toy beer. Ok, cred că psihopatul ăsta și-a pierdut ursulețul, asta l-a luat și acum omoară că i-a luat ursulețul. You were so nice and took it in for your brother, ok? Și l-ai dat fratelui tău. You put the beer there. You think it worked there all by itself? Oh my god. Spune, ai pus tu acolo, spune-mi așa, ai pus tu acolo ursul și zice, crezi că a mers acolo singur pe jos? Normal că eu l-am pus. Well, now there's a bit is in the corner of your room. Oh my god. Do I need to spell it out to you? You put a video camera in the bed? Ai pus o cameră video în urs? Yeah, to watch you for the past week. Oh my god, ce psihopat, și că ca să te văd așa ultima săptămână. Te-am văzut când ai dormit, mamă cum sună asta. Când te-ai trezit. Îți știu gen obiceiurile. I've been learning about you for tonight. Mi-am făcut lecțiile, aș putea să spun. Adică am citit mult despre tine. How many fingers am holding up now? Câte ce țin sus acum? Oh. Well, you are so smart putting a blanket over the beer. Ai fost așa de deșteaptă punând o plapumă deasupra, gen pe, să spunem așa, pe urs. Răspunde, cât de deși ții în sus? I guess one middle finger. Degetul din mijloc. 10 minute mai târziu. Hai să vedem. Hi Warren, she thought she could think me about Alice Burger. I cut off her middle finger and will mail it for you. Acum zice, salut Warren, a crezut că poate să mă păcălească, i-am tăiat degetul din mijloc, deci psihopatul ăsta i-a tăiat degetul din mijloc și acum o să ți-l trimit ție. She and her brother have gone, bye bye. Ea și fratele ei s-au dus. She did exactly what I did her to. She got her brother and ran straight to my car outside. Și-a luat fratele și a fugit fix spre mașina mea afară.
Why are kids so easy to catch? She was safe in her home. Adevărat. De ce sunt copii așa de ușor de prins? A fost generat pe acolo păzită în casei. And that was Casey girl. You may want to stop her coming after me. Or I went her too. Deci să-i spui lui Casey să nu mă mai urmărească sau o să o mor și pe ea. Și cred că cu asta s-a terminat, guys. Asta a fost cea mai creepy conversație din 2019. Nu uitați să lăsați un like, guys, și haideți să începem episodul. Ok, deci prima dată băiatul ăsta a trimis un mesaj la ora 2:20 cu please text if you found my phone. Acesta și-a pierdut telefonul și a zis te rog scrie-mi în caz că îmi găsești telefonul. Sigur a luat telefonul de la maica sa sau de la taicu sau de la un alt prieten și a dat mesaje pe telefonul lui în caz că îl găsește cineva. Deoarece să zicem el a crezut că l-a lăsat undeva și nu l-a lăsat acolo. Hai să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curios. Ok, de ce l-a spus asta? Ok, cineva i-a răspuns la 2:45 după 25 de minute. Hello. El a zis, oh my god, you found my phone. Oh my god, mi-ai găsit telefonul. You are awesome, where was it? Ești grozav, unde mi-a fost telefonul? Deci băiatul e foarte fericit. In the alley next to school, the screen is cracked. A fost pe alea, gen vis-a-vis de școală și ecranul este spart. Yeah, it always has been. Da, întotdeauna este spart. Poți să vin să le iau de la tine? El întreabă, hai să vedem ce zice. Că sunt curios. I can leave it in the school office. Pot să-l las la, gen, să spunem așa, la școală acolo, la ăla. I have my dog, those are not allowed in the schools. Ci că are câinele la el și nu poate să intre cu câinele în școală să ia telefonul. You go to my school? Ai fost la școala mea? I might be going there soon. Poate o să mă duc acolo după, gen. Me, my brother and my mom moved here last week. El, fratele și mama lui s-au mutat aici săptămâna trecută. Nu știu pe nimeni aici. Ah, deci băiatul e nou în oraș. It's hard to make friends, but I'm sure you will. Este foarte greu să-ți faci prieten, dar o să fiu sigur că o să-ți faci. You sound cool, my mom will kill me if I don't get my phone. Can you wait for me? Deci zice că tu ești un băiat fără de treabă. Mama mea m-a omorât dacă ea spune că nu am găsit telefonul. Poți să mă aștepți? Îi spune. Hai să vedem. Ce zice băiatul ăsta? Mamă, deci bă, am intrat în filmul poveștii, mă, foarte tare. Ce clasă ești? What grade are you in? Hai să vedem ce clasă e. În clasa 6-a. I am a few blocks away. Poți să aștepți puțin? Gen, este la câteva blocuri. You can see my dog too, he's so cute. La grade, cred că se referă la bloc, habar n-am, nu știu. Deci zice că dogul lui este foarte, foarte drăguț, câinele lui. You are who? You say you're right? You are in the photo? What do you mean? Nu știu ce zice, nici asta nu înțelege. Ce zice? Like you are not a creep or something. Oh my god. Și că nu ești vreun psihopat sau ceva, gen, nu, promit că... Ah, deci este telefonul fratelui lui, gen, de pe care scrie. Zice, la treaba la nu ești vreun psihopat sau ceva, el zice, nu, promit că în poza aia sunt eu și fratele meu. Hai să vedem. I am on the left, eu sunt în stânga, deci e băiatul din stânga. I am at the back gate, sunt la poartă din spate. I am nearly there, mai puși ajung acolo. Cum te cheamă? Îl întreabă băiatul care și-a pierdut telefonul. Hana, ai, deci o fată, Hana. Matthew, what are you doing? Ce faci? Waiting. Ok, foarte ciudat asta cu ce faci. Lol, aștept. Just on quid. What's that? Ce înseamnă asta? Ah, you don't know quid? Nu știi ce înseamnă quid? Habar am ce înseamnă quid. Mom doesn't let me on my phone much. Nu mă lasă să stau mult pe telefon. Zice că maica să nu lasă să stau mult pe telefon. Ok, deci se întâmplă ceva. So tell me about quid. Spune-mi ce, despre chestia asta. Ce înseamnă quid? Sorry, the means girls just walk by. Ok, nu înțeleg. Why are they mean? They are just right to close everyone nearly out of school. They just right you close? Ok, băiți, deci nu înțelege, gen, pur și simplu, ăsta începe să vorbească random, ăla din dreapta, și ăla din stânga nu înțelege, adică cel băiatul care și-a pierdut telefonul. Yes, very close. Foarte aproape. You should get quid for your phone. Trebuie să-ți instalezi quid. Bă, ce-i treaba cu quid-ul ăsta? Ce-i la quid? E o aplicație, întreabă. Yeah, you can trade stickers on it and stuff, like Five Nights at Freddy's and stuff. Ah, deci e o aplicație quid. În care poți să dai... What's that? Ok, băiatul nu știe ce e Five Nights at Freddy's, gen, jocul ăla, FNAF. Nu știe ce e.
Really? Ok, deci băiatul ăsta e foarte gen așa antisocial. Just kidding. Ah, ok. Deci a glumit. Nu a neapărat antisocial. Sounds cool. Ok, dar nu-i mai dă telefonul. Este foarte cool, spune la dintre asta. Ce se întâmplă? Unde ești? Where are you? I'm liking the last one here. E, a rămas ultimul la școală, gen. Adică l-așteaptă acolo la școală și a rămas ultimul. They just locked the school gates. I don't like being here alone. Can you hurry? De zice, I don't like being here alone. Can you hurry? Gen, au închis porțile de la școală. Nu-mi place să fiu aici singur. Poți să te grăbești? Ok, ăla din stânga nu mai răspunde. I'm just down the street. Sunt acum, fix acum am intrat pe stradă. Sunt jos la stradă. I can't see you and no one's around. Nimeni nu poate să te vadă. Zice că nu-l vede nimeni. You can't see anyone. Nu poți să vezi pe nimeni? Îl întreabă ăsta. No, I'm the only one here now. Deci, mamă, băieții, fiți atenți ce m-am prins. Ăla din stânga e ceva psihopat, 100%. Pentru că a întrebat, nu poți să vezi pe nimeni? Și a zis, nu, sunt singur aici. Adică băia să întrebe dacă e singur sau nu. Deci ăla din stânga are o problemă. Do you see the van? Oh my god, vezi dubița? What the fuck? Dacă vezi dubița, îl întreabă. Dacă vede dubița. There is a few, where are you? Sunt mai multe, gen. Where are you? Can you see the van next to the alley? Vezi dubița de lângă alley? Sunt de acolo, vină aici. What the fuck, să zică unul să vii la o dubiță, ce naiba? La pune semnul întrebării. Nu știu ce se întâmplă. Sunt chiar acolo. Sunt chiar aici, gen. La dubiță. It's ok, I'm on the other side of the van. E ok, sunt pe cealaltă parte a dubiței. My dog just got off leash, can you help me find him? Cum îi zice, câinele meu tocmai a scăpat din lesă, pot să mă ajut să-l găsesc? Oh my god, I think there is someone sitting in the van. Ok, cred că este cineva care stă în dubiță. La volan. Sunt speriat, zice. Speriată. Nu te speria, sunt aici, oh my god, de ce stai psihopat la din stânga? Treci pe lângă dubiță, îi spune. Ăla pune semne de întrebare, aia. Poți să mă vezi acum? Oh my god, I see a man in there waving a phone. Oh my god, deci văd un om, un bărbat acolo care gen face așa cu telefonul. That's me. Apă, dar... You are a man? Ești un bărbat? Bro, parcă erai un copil mic! You say the photo was you. Ai spus că în fotografie ești tu, parcă erai un copil mic, bro, nu erai mare bărbat. It is, that's me from 30 years ago, lol. Oh my god, și el de acum 30 de ani. You look like you want to run. Arăți ca și cum ai vrea să fugi. But gate is locked and my bro is in the alley. Oh my god. Dar poarta este închisă și fratele meu este pe alee. Oh my god. Bă, nu mă așteptam la asta. Nu mai plânge. Oh my god, deci nu mă așteptam la asta, what the fuck. Eu credeam că ăla care a găsit telefonul e ceva psihopat, nu ăsta care l-a pus acolo. I don't like people, care nu-mi plac oamenii care plâng, spune. Nor does my brother, nici fratele meu nu. Nici frățiorul meu nu-i plac, oh my god, bro, nu mă așteptam la asta. Promit că o să fiu foarte drăguț cu tine. This was a really as using a bait phone. Oh my god, deci cam așa a fost. Ok, guys. Asta a fost treaba, băi. Deci numai, deci o poveste foarte horror și foarte așa neașteptată. Adică, băi, eu sincer nu mă așteptam la... Gen, eu credeam că ăla care a plantat telefonul e ceva șmecher care... Nu că ăla care a plantat telefonul, ăla care a găsit telefonul e ceva șmecher, știi? Nu ăla care l-a plantat acolo. Deci, oh my god, bro. Cât de ciudat a fost. Ok, guys, dacă v-am contează, poți să spun un like. Eu am fost Marius Iancu. Ne vedem curând cu episoade noi foarte, foarte șmechere. Hai, salut!